Doamnelor și domnilor, pentru prima dată la Neața, în formulă completă, Lala Band, aplauze! Bubule, băieți, puneți-vă așa într-o linie, așa, să vă vedem pe tot. Dăm voie, așa îmi dau seama că avem un studio foarte mic. Alina, Dorian, Chris, Vlad, Sore, Rafa, Dima, Alexia, Ana, Bubu, Alex și Gabi. V-ați zis pe tot? Mai e cineva? E ok, ok. Repet! Cum? Bubu și Sore, nu-i recunosc. Care... Bubu, Bubu, Bubu. Nu e, mă, Bubu, n-a venit. Bubu ăla micu devenea pe noi. Cu părubare, așa care... Care mergea cu trenul. Și Sore devenea aceea... Cu nepotul lui Vlăduț. Da! Nu e. Cu părul... Nu mai e, da. Ai văzut casa aia frumoasă de 2 metri? Cui să nu-i de ochi? Băi, au crescut cu dumneavoastră. Ce? Vai de mine. Mie mi-a rușine să vorbesc cu ei. Nu, du-te tu, te rog. No. Fă tu jumate și eu jumate. Vorbește tu cu băieți. La Dorian Popa cine vorbește? Hai, hai, la băieții. Hai, hai mă, vino lângă mine. Bună dimineața, salut, bine ați venit. Salut, salut, salut. Numai, numai, numai așa să n-ai o clasă dacă ești diriginte. Doamne, cine vorbește? E cineva care cine vorbește? Cine nu fumează vorbește. Vorbește cine e întrebat. Cum? Vorbește cine e întrebat. E vecina noastră, nu vorbește cu noi. Cine știe ceva de concertul de, la, de pe arene, de pe 1 iunie? De cine? Păi toată lumea știe cine vrei să-ți spună. Cine vorbește repede și pe scurt? Eu vorbesc foarte repede și foarte pe scurt. Pentru iunie la Arena Romane. Concertul ăla. Fă un pas în față, nu vorbim așa. Băi, dar de ce? Tu ești decanul de vârstă, nu? Poftim? Tu ești decanul de vârstă. Momentan, da. Acum eu sunt, eu am rămas. Ăștia la 21 de ani sunt decan de vârstă. 25, Răzvan. 25 nu arăți. Mersi mult. E de bine sau de rău? Mamă, 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 ce am îmbătrânit. Deci pentru iunie la Arenele Romane, Lala Band Forever, pentru că trupa Lala Band nu va înceta concertele, chiar dacă serialul nostru s-a terminat. Îi așteptăm pe toți să ne distrăm, să facem atmosferă și de ce nu să repetăm și concertul dacă se umplu arenele ca data trecută. Sunt trăiniți ăștia, mă! Îi învață... Foarte bine, bun. Foarte bine. Și acum un pas în spate cine nu fumează. Nu. Noi vrem să facem împreună cu voi o poveste. De fapt, să vă spuneți voi povestea și cumva să includeți și sezonul estival. Știu că parte dintre voi au fost și la prietenii noștri la improvizat și știți despre ce este vorba. Avem nevoie de... De? Bubule, mă auzi, tată? Că tu nu... Asta e de la Berkeley, nu prea aud de la Berkeley acolo. Da. Da. Povestea Lala Band, dar includeți sezonul estival, adică ce face Lala Band în vara asta. Dar șmecheria este... Mă auzi, bubule, tată? Da, da, m-auzi. Ăștia care bat... Da. Povestea trebuie spusă de voi toți împreună, fiecare spunând doar câte un cuvânt. A? Asta e exercițiu, acolo, nu? Asta da, e un exercițiu improvizat. Lăsați microfoanele jos, vă rog, am eu microfonul meu personal, Flavia mă ajută. Băi, ești nebun, ai microfonul tău personal în emisiune? Bineînțeles. Haideți într-o linie mai coerentă, și nu vă mai atingeți, vă rog, eu nu știu ce e la voi la antrenamente acolo. Bun, deci, fiecare are dreptul să spună un singur cuvânt. Și am văzut că e la Ben. Da. Erenia a fost și acum câteva zile la noi și am recunoscut alături de fanii ei că mai mult am văzut-o pupându-se în ziare decât pur și simplu așa. Deci tot timpul are niște buze lipite, dar mă rog. Așa. Măi, povestea din serial este povestea din serial, ți-am mai spus eu. Felicitări la mulți ani. Mulțumesc. N-am zis eu să lași microfonul jos? Nu încă. Pe jos, pe jos. Pe jos, puneți microfoanele pe jos. Folosim doar microfonul ăsta, regulile sunt foarte simple. Fiecare are voie să spună un singur cuvânt, da. Fie el și doar o prepoziție, cum ar fi... Și, deci, sau interjecție. Sau chiar o interjecție. Da. Vreau să aflu de la voi, în primul rând, cum s-a format trupa voastră. Începem de la colegul Răzvan, care este doar un fan. Microfonul va fi dat spre stânga. Fiecare are voie să spună un singur cuvânt. Poate fi doar și. Da, m-am înțeles că nu suntem... Ok, du-te mai lângă. Începem? Atenție, să încercăm foarte, foarte repede și să încercăm să îl deranjăm pe colegul din stânga. Atenție, 3, 2, 1. A. Fost. O. Preselecție. Și. Sau ales.
N-a poftit. Trebuie să spună că e cea mai mare. Da, e mai mare și caută, o caută culmânare. Zi. Ales. Mai. Mulți și talentați. Talentați. Tineri. Care? Înapoi, mă scuzați. Care? Va. Fi. Mai. Hai mai șoptiți. Ștați. Mică. Și mai mică, eu mă gândesc. Trupa. Punct. Trupa. Punct, 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 punct. Subiect. Trupa. Sau. Trupa sau? Nu, eu am avut. A pus punct. A pus. Sau. Trupa sau. Sau. Filmat. Trupa sau filmat. Sezoane. Din. O. Producție. Bubu pe producție. Care? Bine, îmi place. Ce-a zis, mă? Care? O producție care? E ceva greu. Va să zică... Va, da. Sunt trei. În vara asta... La La Ben... Se vor... Unii... Și... Vor cânta pentru iunie. Băi, ăștia încalcă toate regulile. Să meargă. Cu succes. Da, bravo. Și vor face show împreună live cu cu live cu cu. Curzon și Dani prezentator, doamne ajută, nu știu niciodată. Cucuru, cucu. Paloma. Aplauze pentru Lala Band, super tip. Un fenomen în România, îi știți deja pe nume, v-ați îndrăgostit pe muzica lor, ați copiat povești de dragoste din serialul pe care l-au realizat și uite acum mari, foarte mari, uite-te la Bubu, bă, că era mic, era până la brâu, bă, și încă era Clina după noi pe la Oradea, numai cu trenul, venea cu tren. La un moment dat am crezut că e un bagaj, un geamata, tot timpul era acolo. Clina avea două bagaje și Bubu, tot așa le... Da. Iată-i acum mari și pe picioarele lor, fiecare în parte un super artist. Vă urăm succes, vă mulțumim tare mult că ați trecut pe la noi. Mulțumim și noi. Să aveți baftă pe 1 iunie, povestea merge mai departe. Fenomenul Lala Ben, că este un fenomen, i-am văzut la niște concerte în țară, ferească Dumnezeu dacă s-a mai întâmplat. Știi cum era școala vedetelor pe vremuri? Da. Când Nadine era prezentatoare, ce era artistă? Da. Când Dana Mladin era producătoare, ce era prezentatoare? Da. E, de la școala vedetelor, asta înseamnă tinerețea noastră. 1909 de titate. N-am mai văzut așa ceva în România. Aplauze pentru Lala Band, super fenomen, super trupă. Aplauze pentru Răzvan și Dani, vai de capul lor. Ăsta, super băieți. Pauză, ne întoarcem.